15 martie este declarată și Ziua Internațională a Drepturilor Consumatorilor și, la fel ca în toată lumea, această dată a fost marcată și în județul Mureș. Chiar dacă în orașul reședință de județ, elevii de liceu au avut parte de concursuri organizate de către ANPC, în Reghin nu s-a simțit mare agitație pe această temă. Și asta poate și pentru faptul că mulți reghineni nu au prea luat contact cu instituția care se ocupă de protecția consumatorilor. V-ați reclamat vreodată ceva la protecția consumatorului? Încă n-am apucat. Dar ați fi avut ce să reclamați? O, dar câte nu sunt, e reclamat. Produse sau servicii? Păi mai mult și una și alta. Și una și alta sunt, și produse, și servicii, de toate sunt. Pentru că nu sunt pusă pe făgașul că ar trebui lucrurile, dar așa e ca la noi. Și totuși de ce nu v-ați dus? E un drept al nostru. Nu știu dacă ei n-ar trebui să protecția consumatorilor, ei știu cum se întâmplă, dar nu sunt prea mari măsuri. Ne-am ales altă lucrată, prăvăi la Târgu Iarăși. Dar ce era ce puteați reclama, servicii sau produse? Exemplu, lactate. Nu, din păcate, nu, din fericire nu am fost, nu am nicio problemă deosebită, nu. Nu ați întâlnit nimic ce ați fi putut reclama? Ceva probleme minore. Nu a fost nevoie de o intervenție, nu. Nu. De ce? Pentru că acum sunt mă mulțumesc cu toate. Nu am făcut nicio reclamare. Nu ați avut nevoie? Nu. Nu ați întâlnit produse, servicii de care să nu fiți mulțumit? Nu, eu sunt bolnav și nu prea umblu prin prăvălii. Și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a luat naștere în România pe 15 martie 1992, astfel că acum se împlinesc 20 de ani de când această instituție funcționează și veghează la siguranța consumatorilor de servicii și produse de orice tip. Dar drepturile cetățenilor pe această linie sunt reglementate încă din anul 1962, chiar de către fostul președinte american JF Kennedy, care a enunțat deja celebrele 4 drepturi fundamentale ale consumatorului, și anume dreptul la securitate, cel la informare, dreptul de a fi ascultat și cel de a alege produse și servicii. Cu toate acestea, se pare că reghinenii nu-și cunosc aceste drepturi sau, în multe rânduri, preferă să le omită.